Răsturnarea de situație din seria sud a campionatului județean survenit în ultima etapă a dus la schimbarea ierarhiei în clasament, dar și la contrazicerea părerilor legate de faptul că echipa campioană va fi stabilită după confruntarea finală din retur, Dunărea Giurgiu, Arsenal Malu. Etapa 11 a stabilit ora de începere ca fiind 14, ora care se pare că nu a convenit tunarilor în Vijla Mihai Bravu cu 1-0. O echipă gazdă de-abia intrat în Liga a 4-a, dar una de care trebuie ținut cont. Totdeauna o înfrângere nu vine cu lucruri bune, asta e clar, dar totodată trebuie să începem să și învățăm din înfrângeri. Nu, chestia cu lucrul că se va decide că antrenatul în meciul dintre noi și Dunărea a fost spus prea devreme, eu n-am zis niciodată lucrul ăsta, campionatul e destul de lung, iar pentru cele două locuri care duc la play-ul sunt în momentul de față mai multe echipe înscrise decât noi și Dunărea. Asta e clar. Sâmbata trecută, așteptările mălurenilor erau altele, dar ceva nu a mers în joc. Cum poate fi explicat eșecul de la Mihai Bravu? Nu știu să spun ce s-a greșit, ce anume, care a fost lucrul care a dus la înfrângerea noastră, dar poate ambiția și determinarea mult mai mare a celor din Mihai Bravu care și-au dorit să aibă o victorie asupra noastră. Poate noi nu am tratat meciul cum trebuie, poate formula de start a fost greșită, poate nici băieții nu au dat chiar tot ceea ce au putut, dar eu sper ca toți băieții din echipă, inclusiv echipa tehnică, inclusiv noi cei din conducere, să învățăm din greșelile care le-am făcut acum și acest lucru să nu se mai întâmple. Sau să se întâmple cât mai târziu posibil, pentru că nu poți fi invincibil, nu poți să faci mereu. Pentru Mălureni, etapa viitoare înseamnă un joc acasă în fața echipei Mihai Viteazul Călugăreni. Urmează două meciuri considerate relativ ușoare. Eu am spus întotdeauna că niciun meci nu e ușor. Fiecare meci trebuie pregătit la nivel maxim, la intensitate maximă. Noi ne pregătim în continuare. Am trecut peste șoc cu aceste înfrângeri, sper eu, și ne pregătim așa cum trebuie meciul de sâmbătă de acasă cu Călugăreni, ultimul meci din acest tur pe care îl disputăm pe Malu Arena. Mă așteptă spectatorii să ne susțină, pentru că numai cu ajutorul lor putem trece total peste șocul înfrângerii de la Mihai Bravu și în retur, din tot sufletul, sper să arătăm că aceste puncte pierdute acolo nu au fost decât un simplu accident. Cu două etape înaintea finalului de tur, clasamentul seriei Sud arăta astfel.